Eu aleg România, 100 de momente esențiale din istoria românilor. Vorbim astăzi despre colonizarea sașilor aduși de regele ungar Ghezo al II-lea, între 1141 și 1162. Naționalitate care și-a pus amprenta asupra civilizației și culturii din Transilvania. În anul 1103, Anselm von Brass restituia cetatea și domeniul Logne mănăstirii din Stavelot pentru 12 mărci și jumătate de argint și pleca împreună cu fiii în Transilvania, Ungaria, conform documentului ce a păstrat amintirea actului. S-a spus că el a fost colonizatorul sașilor din zona Orăștie. Peste 45 de ani găsim în analele mănăstirii din Rode informația că Hetzelo von Merkstein, lângă Aachen, și-a vândut întreaga avere a acestei mănăstiri, plecând și el în aceeași direcție. Ar fi primul nume cert de sas care a venit în Transilvania. Colonizarea sașilor face parte dintr-o amplă mișcare demografică germană către răsărit, ce a cunoscut punctul de intensitate în secolele 12-14. Afluxul populației germanice a fost încurajat de regii Ungariei, aceștia aducând cu ei tehnici agricole, meșteșugărești și comerciale mai avansate. Sașii au venit în mai multe valuri, sosind în grupuri mai mari sau mai mici, având în frunte greavi, țărani sau meșteșugari mai înstăriți sau mici nobili, care negociau cu autoritatea regală condițiile de stabilire. Cei din tâi au sosit în prima jumătate a secolului al XII-lea, stabilindu-se în jurul episcopiei de Alba. Sunt cei din tâi oaspeți ai regatului, potrivit privilegiului primit de la regele Andrei al II-lea în anul 1026. În a doua parte a secolului au ocupat zona Sibiului. Privilegiile acordate de regalitatea maghiară le-au permis sașilor să-și dezvolte o organizare proprie, care a întârziat multă vreme desprinderea unei nobilimi din rândurile lor, contribuind la formarea unei puternice solidarități sociale. Rosturile militare, pentru care fusese aduși pe fondul invaziilor de peste munți, tătare, apoi otomane, au dus și la apariția cetăților și bisericilor fortificate. Colonizarea sașilor a contribuit la dezvoltarea economică a zonelor unde s-au așezat, dar nobilimea și patriciatul german, desprinse în timp din masa coloniștilor, au contribuit la exploatarea populației autohtone. Prezența sașilor, pe lângă rolul ponderator jucat în conflictele dintre români și unguri, a marcat și peisajul transilvănean, obiceiurile locuitorilor din spațiul intracarpatic și nivelul de civilizație. După ce au conviețuit cu românii și ungurii în Transilvania vreme de 800 de ani, supraviețuind persecuțiilor declanșate după al doilea război mondial, sașii au fost vânduți în refege de Ceaușescu, iar cei care nu au apucat să plece înainte de 89 s-au grăbit să o facă după 1990. Ei au rămas cu nostalgia plaiurilor transilvane, iar noi, fără o populație harnică, disciplinată și cu care nu am avut conflicte în decursul conviețuirii. Mâine nu rata un nou episod din cadrul proiectului Eu aleg România, ediția aniversară la 100 de ani de la înfăptuirea României Mari.